Domnul Copo sărea cu câinii? A sărit în tinerețe, acum nu mai sare. Bun, domnul Copo a sărit în Ștefan cel Mare când i-am bătut cu 4-3. A dansat acolo. La lângă tine mi-am adus aminte și chestia asta. A venit un colonel la mine la pauză, că eu m-am enervat, am țipat și eu puțin pe acolo, că mă durea că țipau ei la noi pe Giulești. Da. Erau mai uniți, pregătiți, da, milițienii. Dar Copos, și Copos cu de unde? Păi știe Copos, nu știe Copos de-astea. Și când i-am văzut, păi zic, uite bă frate, ăștia aici la noi fac pe nebunii. Și am luat și eu foc pe acolo. Așa. Și vine un colonel la mine la pauză. Băi, Cursicane, e ordin de sus, gata, trebuie să ieși afară. Păi stai bă, cum să ieși afară? Sunt și eu trecut pe listă aia. Nu m-au dat de la Galați afară, exact cum spuneau ăștia. Și după Giulești m-au dat afară. Băi, n-am zis că e ordin, gata, stai cu minte. Zic, gata, băi, ordin tot. Miliția e, ce să mai, gata. A venit ordinul de la general. Băi, scoateți-l pe ăla, că e cam tare în gură. Hai, luați-l de acolo. De pe Giulești vă dau cuvântul meu de onoare. Și la pauză m-am luat, m-am dus în cabina de transmisie și am văzut ce acolo. Nu mai exagera că nu ți-am dat prilejul să fii tare în gură, că v-am dat 4 repede, scurt așa. Da, la fotbal, bine. La fotbal normal, arbitrat, bine, Augustus. Păi ce? N-au bătut la 4-1, ce pot să mai spun? Păi atunci de ce spui de Augustus și de... Dar domnul Borcea, da. Deci cu banii nu vă mai aduceți aminte, nu? Că domnul Mihnea v-a luat apărarea, că aici că bine ați făcut dacă ați vrut să dați banii. Nu mai mi-aduc. Important, am avut acolo, am avut o galerie care s-a auzit. Domnul Borcea, mâine ce se întâmplă? Sincer. Nu am spus-o, noi mergem să câștigăm, nu? Chiar dacă au pus 750 biletul, deci eu, Corticane, e un băiat extraordinar și un sufletist și eu, oamenii care își iubesc echipele, el eu îi respect. Dar e anunț de acum, biletul pe Ștefan cel Mare va fi de 2 milioane. Păi da, dar 2 milioane trebuie să fie și în sectorul unde stă galeria lui Dinamo. Păi sau în sectorul care... Cum peluzele 2 milioane, da? Tribuna a doua 3 și tribuna a treia 5 milioane. Stai liniștit că... Stai puțin, pentru suporterii rapidiști vă referiți. Nu, va fi intrat la meciurile cu Rapid, asta va fi, pentru că... suporterul Dinamo vor avea 15.000 de abonamente. Și atunci practic doar rapidiștii vor trebui să cumpere bilete. Bineînțeles. Problema care eu le-am spus lui, i-a spus și la cei de la Rapid. Stați-mi, domne, puneți cât vreți biletul, că eu am crescut pe acolo în galerie, eu dau oricât. Dați-mi 2.000 de bilete. Cu 750, 1.000.000, puneți oricând, că eu vreau câinii mei acolo să facem show în Giulești. Așa. Și nu mi-au dat 400, ce să facem? Dar nu e prea mult 750 de lei, mi se pare exagerat, acum sincer. E unicat. Eu cred, și Corticanu e cu suporterii și merge. Da, Cristi, sunt de acord. Sunt scumpe, sunt de acord cu tine, aveți dreptate, dar din păcate nu noi putem să luăm decizia asta. Asta a fost decizia conducătorilor. Eu le-am propus reciprocitate. Dom'le, vă dăm 600, dați-ne 600. Fără să mai punem, să mai să dea bani. Adică am fost cum am făcut cu Steaua, n-am avut niciodată niciun fel de problemă, nici cu ei până acum. Dar acum, dacă ei sunt acolo vreo 7-8, Zota zice ceva, Tichitiu ceva, Taiești ceva, ce să mai... Dacă vorbeam cu Manea care, și cu Corsicanul care înțeleg, da, asta e.